dispoziția primarului numărul 192 din 24 iulie 2023. Domnul primar nu poate participa la ședință fiind plecat la București pentru depunerea unor documente și domnul viceprimar este în concediu medical. În continuare, vă rog să aprobați cele două procese verbale ale ședințelor ordinare din 29 iunie și 21 iulie, ședința extraordinară, care le-ați avut atașate pe e-mail. Să punem la vot. Să punem la vot cele două procese. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se votează în unanimitate. Bună ziua! Bine ați venit la ședința operală a Consiliului de astăzi. Voi da citire în continuare proiectul aflat pe ordinea de zi. Primul proiect aflat pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, inițiator domnul primar. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind activitatea asistenților personale ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul 1, anul 2022, inițiator domnul primar. Proiectul de hotărâre numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de facturare al SECE Eco Sud-SA pentru preluarea deșeurilor reciclabile, vederea sortării și tariful de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile, în vederea compostării pentru perioada de 6 luni, inițiator domnul primar. Proiectul de hotărâre numărul 4, privind asumarea responsabilității organizării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor, acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferite programului pentru școli pentru perioada 2023-2026. La 5 avem întrebări și interpelări. Avem două proiecte și la modificarea ordinii de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare asupra activității serviciului voluntar pentru situații de urgență al Comunei Asău pentru semestrul 1 anul 2023. Și cel de-al doilea proiect, proiect privind înscrierea definitivă în cartea funciară Comunei Asău a imobilor situate în strada Supoiană, în strada Gemnea Lunca, din satul Apasău, strada Badea, sunt mai multe... Apasău și Păltiniș. Da. Vom supune la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Supunem la vot și modificarea ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Și ordinea de zi și modificarea unanimitate. Trecem la primul proiect. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, inițiatorul domnul primar. Comisiile au dat avizie favorabile. Se vorbește despre domnul consilier local Faiz Vanta. Discuții? Să ne ajute Dumnezeu. Să punem la votezul. Cine este pentru? Vreau să stau să nu luce tot. N-ai voie să fie. Una nimic. Rămân și eu. Mulțumesc eu de-am luat pe loc. Cel de-al doilea proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind activitatea asistenților personale ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul 1 al 2023. Inițiator domnul primar. Nu avem avizie favorabile de la comisie. Dacă sunt discuții. Fiind președintele acestei comisii, înainte de a intra în ședință, am stat de vorbă cu doamna consilier, doamna Merlușcă, și am cerut confirmarea cum a fost situația pe teren. Și am spus că nu am întâmpinat probleme. Mă bucur că vedeți dumneavoastră ce se întâmplă astăzi cu persoanele cu handicap și ce este în țară. Și dumneavoastră mi-a confirmat faptul că nu sunt probleme. Mai sunt discuții? Supunem la vot. Pentru? Împotrivă, abține, unanimitate de. Cel de-al treilea proiect aflat pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de facturare al SECE Eco Sud-SA pentru preluarea deșeurilor reciclabile, în vederea sortării și tariful de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile, în vederea compostării pentru perioada de 6 luni, inițiator domnul primar. Da, eu aici aș vrea să rog pe domnul consilier personal, respectiv doamna administrator, să ne dea câteva lămuriri pe domnul primar noastră astăzi, cu tarifele, cu... Așa cum ați avut și în proiectul atașat în dosar, și dacă vă amintiți, cred că în urmă cu două luni, dumneavoastră ați respins tariful propus de ADIS
Tariful de operare de 900 și ceva de lei era pentru deșeu selectiv, dar având în vedere faptul că majoritatea membrilor ADIS din județul Bacău a votat pentru acel proiect de hotărâre, s-a aprobat prin AGA ADIS tariful de 900, nu știu să vă spun, de rost. 900 de lei. 900 de lei. Din acest tarif, Ecosud ne va factura nouă 433 de lei pe tonă. 443 de lei pe tonă. Până TVA. Exclusiv TVA, da? Da. Și este pentru o perioadă de 6 luni. Pentru o perioadă de 6 luni. Probabil cu diferența de contract. Și după aia 6 luni? O să ne vedem ce se întâmplă. Cu alte tarife. De câte am înțeles, din 6 în 6 luni se aprobă aceste tarife, plus că peste 6 luni expiră și contractul cu Romprest, acum se lucrează la unul ca ei de sarcini, se va scoate la licitație operarea serviciului. Da. Deci, eu nu văd motivarea dumneavoastră, ce au crescut prețul, deși costurile nu au crescut atât de mult. Motivarea economică era... Da, toate fundamentale, da. Dar costurile la motorină nu au crescut chiar atât de mult. Dar nu numai la motorină, că ei îți faci au un deviz. Da, dacă vrei să-ți facă preț, ei îți fac ei un preț, dacă tot să-l fac, să-l pun de 2000 de lei. Treaba este ce o să facem noi. Mi se pare ajuns din partea lor. Noi, în momentul de față, plătim un preț de... În jur de 380. 380. Fără TVA. Tot. Fără TVA. Fără TVA. Fără TVA. Fără TVA. Fără TVA. Prețurile sunt fără legea. Deci avem 40-60. Da, da, sigur. Dar m-au promis să-i doamnă, în loc să ne încurajeze, că noi am făcut reciclare, am făcut tot ce... Asta nu s-a așa. Vreau să nu încerca, dar ei spun că nu ne pot... Ne încurajează prin amărit preț. Dar ciudat este că în ADIS au votat majoritatea comunelor. Și au votat pentru 900 de lei. E de înțeles în condițiile în care alte comune nu reciclează, iar noi și încă 2-3 comune am avut foarte mult reciclat, asta se pedepsește. Știi că exact ca vorba aia, nicio faptă bună nu rămâne pedepsită. Acum o să vedem din ianuarie dacă mai are rost să mai... Ori nu le convine că îl reciclăm, le stricăm ceva treabă lor acolo, probabil le-ar conveni să intri la grămadă, îl reciclează ei acolo și îl folosește, îl valorifică și în felul ăsta nu ne mai dă nouă bani, că nouă ne întoarce. Totuși la prețul ăsta pe reciclabil, de la colete, de la altceva, ne sunt niște bani, plus 300 de milioane care plăteam amendă la mediu an de an pentru că nu aveam reciclat, a fost o economie, îi deocamdată. Un lucru care ne bucură este faptul că la actualul caiet de sarcini se impune ca un nou operator să aibă echipamente dotate cu cântar și cu chip pe fiecare tubelă. Deci problema asta cred că o să se rezolve în anul următor. Fiecare o să plătească cât... Ceea ce este și normal. Cel mai corect. Îți scoate bun, ți-o luat cu bine la poartă, ți-o scos bun. Da, și acum vreau să luăm un margin apă. Da, e posibil să ducă margin apă, poate. Vom vedea, amenzi ceva, va trebui să... Da. Eu, mai am cam așa o discuție, că e posibil să ajungă. Nu mai mult și să dădească mult. Fiecare om trebuie să fie corect. Ei, nu se mai bine. Poți plătește. De aceea să facă. Trebuie să înțeleg că nu în toate comunii au avut această creștere de prețuri. Dacă le-au convenit să le-au avut de selectat. Atâta timp cât ei nu selectează, poate să facă și de 4 ori mai mult prețul, pentru că nu-i afectează. Da, comuna X, dacă nu are nici 100 de tone selectat, el nu-l costă nimic. Da? Și atunci, ce-o zis? Da, să plătească la său că o selectat 30% sau cât am avut noi, 40%. Dar ei contribuiau la banii care îți dădea înapoi, din reciclabile, ce se ducea pe colete și pe restul, contribuia la prețul nostru. Da. E o schemă care o au ei. Da? Atâta timp cât există un monopol pe acest serviciu, întotdeauna va ieși prețul care își doresc ei. Atât timp cât nu ai concurență, clar că... Și nu-ți dorești voi. Sigur. Adică noi am putea, la final de contract, nu, mă gândesc și eu să zic, dăm alt operator. Alt operator se ducă cu noi unde? Da, e țin monopolul cu serviciul. Că operatorul ai găsit, dar cine îl primește cu gunoiul la groapă? Pentru că acolo îi... Unde ești cum îl depozita la Rosa? Păi și tot la ei v-a ajuns. Da. Sunt comunii care plătesc preț mai mare. Da, ei plătesc printr-o amendă, prin ceva, la reciclabil, la un... Cum se făcea? Tot, până acum, cel puțin până la trecut, cel puțin așa ne-a explicat nouă, tot reciclabilul
se strângea și îl împărțea la toate comunele. Deci toată lumea plătea reciclabilul nostru. Deci asta a fost un avantaj. Îi un avantaj încât să reciclăm. O să vedem ce se întâmplă. Cu... Plus când îi dădea pe materialul care era pentru colete. Adică, cred că se înțelege plasticul bun, calitatea. Din ce îl folosea în alte industrie, ne dădeau 400 de lei de tonă sau 500 de lei, nu știu cât luam. Da, este ne dădea bani înapoi. Plastic mai calitativ și... Da. De dumneavoastră, îi fac un apus și și-au permis să facă treaba aceasta și nu ne ne garantează că peste 6 luni vor veni cu prețul din 900 de lei. Deci garantează că peste 6 luni ne pare 900 de lei. Ne pare rău, nu vă mai putem cu cei 443 de lei. Omule, dar asta lui. Da. Asta spune. Asta ce am spune aici. Vom juca după cum ne gândă ei, adică vom merge așa. Nu avem variante. Asta este problema, nu avem variante. Descurajarea colectării selectivii este o politică care se duce. Ce vă spune la doamnă? Nu avem variante. Păi asta înseamnă și... Asta să-i plăcăm. Asta își va asuma următorul lucru. Actualul Consiliu, dacă prinde o decizie din asta, îți dai tu seama ce ar trebui să iei decizii să dublezi taxa la bună. Adică 6 luni suntem... Și votează. Dacă nu o votez, să se umplică un an de noi. Într-o luni de zile, dacă nu ți-o luat noi în 2 luni, am văzut și noi ce s-a întâmplat la Moinești, s-a întâmplat la Moinești, s-a întâmplat la Moinești. Eu zic să mergem în continuare cu Moinești. Dacă nu e zis, 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 trebuie făcut un lucru care e. Dacă nu e o acțiune legală. Asta e teorie. Practic nu avem nimic concret. Asta e teorie pură. Practic ar trebui să ne nimic. Dacă ne-am gândit mai mult și pe viitor, dar cred că aici o să, așa o să întâmple. Când o să scătărească cubela, nu mai pui gunoi din graj, nu mai pui cei măturasuri cele prin... Că-s biodegradabil. Găsim, stăm la țară, nu stăm în centrul Londrei. Îi pui acolo, umple o găurică, undeva prin grădină, faci ceva. Și te raportezi la pungi, peturi, sticlă și... Exact. Da. Asta e cea mai corectă. Producători de gunoi. Da. Miliard președinte de Sedo. Da, ne certați când a fost Sedo. Ne trecea din urechi. Ne certa, da, da, da. Eram nimic în fața lui. Noi trebuie să mergem în continuare și selectiv, indiferent din politici. Deci, prețurile care se cer sunt foarte mari și tot pe spinare 8. Da. Mai sunt discuții? Să punem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Vă spune, domnule, aceasta este prețul nostru, dacă prețul luați, dacă nu... Da, dar ce vreau să vârte exact cum o spus domnul Pula? Acolo sunt vârte cu alte grijă să mai ai unică cap. Mai cum ați spus dumneavoastră, domnule, dacă are 6 luni, suntem la depozit cu prețul ăsta, să spunem. Dar cine garantează că după ce aveți 6 luni, dacă nu... Păi, dar nu-și garantează. Nu, nu-și garantează. Să înseamnă pe viitor, pe următoare, avem și cum vom vedea. Pe urmă ne bate capul în cap ce face. Păi, nu? Da. Erau 10 mașini. Hai să dăm înainte. Mergem la următorul proiect. De acord? Mergem la următorul proiect pe urmă de zi. Proiectul numărul 4. Privind asumarea responsabilității, organizării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor, acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli. Perioada 2023-2026. Comisia de Vizie Favorabilă. Da. Îți spuneți mai multe, doamna administrator? Da, este vorba de programul național Lapte și Corn, de achiziția centralizată s-a ocupat în fiecare an Consiliul Județean și anul acesta, pentru perioada 2023-2026,
se propune ca tot Consiliul Județean să se ocupe de achiziție. Da. Asta înseamnă că sunt... noi, ca OAT, nu ne asumăm achiziționarea produselor. Da. Asta se propune. Ceea ce este și corect. Și Consiliul Județean să ocupe de mai da. Asta e acest proiect. Da. Mai sunt discuții? Nu. O să punem la vot. Să vă ocupa Consiliul Județean și de calitatea produselor. Păi asta e compartimentul de care are. Hai să votăm proiectul de acolo. Cine este pentru? Ce vreți? Împotrivă? Asta e trecem la modificarea ordinii de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare asupra activității serviciului voluntar pentru situații de urgență. Pentru semestrul 1 anul 2023. Comisia a dat avizit favorabile. Da. Nu cred că sunt pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Cel de-al doilea proiect cu modificarea ordinii de zi. Proiectul privind înscrierea definitivă în cartea funciară a Comunei Său a imobilor situate în satele pe care le-am menționat la începutul ședinței. Aparținând domeniul public al Comunei Său, județul Bacău. Da. De clarități? Discuții? Să punem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, abține, pentru. Întrebări și interpelări diverse. Nu, dar mai... Ce? Da. Nu, am ce zice modificări pe ordine. Diverse, diverse. Suntem la diverse. Dacă aveți de adăugat. Nu? Ne-am apucat de puntea de la Prateniș. De până, până ați văzut, domnule consilier, ați văzut? Când v-ați apucat de Prateniș? Ne-am apucat. În primărie. Da, da, și în Consiliul Local. Ce bă, deci? Primăria și Consiliul Local. Primăria și Consiliul Local. Sperăm să iasă frumos, să fie neagă, să fie bună și să aibă... Băi, eu vroiam acum acasă, am fost din timp, dacă m-a lăsat, până la casă. Să dea domnul să... Vreau să acum domnul la altă primăriei pentru implicare și pentru faptul că au venit și, chiar dacă e mai târziu, dar au venit. Pregătiți șampania, șampania și-au trecut că... Și-au demarat lucrările. De asta acord obilar. Știți ce să dea Dumnezeu să avem încă vreo 50 de ani, să aibă cine trece, să nu începe să depopuleze satele, să depopuleze comuna și să aibă cine o folosi. Hai să fim optimi. Doamne ajută, dar să fim realiști. Din ce văd eu acolo, tu te ocupi și de natalitate și de... Să domnul consilier, proiect, nu sunt din zonă și nu pun o situație. Speranție, să așa ne-am, așa ne-am văzut. De populat. Mai ales că ești acolo, poți, oricând, să arunci un sol. Nu, pentru că și el, în fiecare zi, că acolo ajută băieță, dă-ți sfatul. Deci, dă-ți până ce ne-a obivată pe ați văzut că nu sunt. Pregătiți șampania și... Știți cum, măi, vorbim de ea deja de 3 ani, vorbim despre ea, dar așa mai venim momentul, nu? Da. Asta... Mai ales o parte. Păi, dar scaunul e curățit. Acum vreau să facem. E ocolul, Silviu. Probabil că râpa care vrea de la deal, scaunul e... Acum ia-s-o mai înțelenit, dar... Vine și o strâcă, îi pune două rânduri de gabioane ca să mai plece odată. Ei, Doamne ajută să facă, să fie bună. Am văzut că au început să mai putrezească scândurile la punți, la Duca, la Răuț acolo. La Pulățean aici în nu are 2 metri de pod. 3 pișuri, 3 metri, unde? Da. La Răuță, cum am zis eu. La Răuță, da, nu am intervenit. Și la Nădurei, au zis,
cred că pot zic că mai toate poțele sunt refăcute și podețele și tot. O să mergeți, zic că... Da, trebuie schimbat de ceva. Mai da. Da, asta aici de la Val, de la Prințel, zic eu, la pandemie. O când au bătut vădut un post, o șosărit, deci la un metru jumătate nu mai poate. Trebuie ancorat un pic, mai... Nu se vrea să se intră cu buldo, n-a de pas, vedem cum mă întoarce. Da. Nu întoarce, întoarce, dar nu mai are podul, nu mai are deloc. Nu are podul. Deci așa pune. Revenim tot așa, oamenii aia discuția acolo de la frumos. Să încercăm să-i ajutăm cu apa, să putem să încercăm să tragem apă, dacă o să aibă presiune să ajungă până acolo apa. Că chiar nu mai au apă oamenii. La Negru, Bobei, că Roma nu. A, dar de ce nu mai are? O să cat izvorul, nu mai lipsă de la... Stai un nu, nu trebuie. Aduc piagăciune de la de aia. Când poate o dată acum cu acordarea asta? Doar aici, da, aici mă gândesc. Unde aveți vara? Vara unde e de la Polasca unde mă dea? Aici, vara? Aici, dacă înainte de partea de la altă și partea aia la altă. Dacă era partea aia la altă, încercai să-i dai drumul. Da, trebuie să fii sigur și partea aia la altă. Dacă ai partea aia la altă, ai putea să începi să duci o conducă. Trebuie să vedem acum, să-i dăm drumul, da. Așteptăm autorizația, nu așa și domnul primarul a vorbit, să nu-i vină autorizația, să-i dăm drumul, să vedem cum face fața asta două, cum a fost modificat din trei ori. Ba, a fost de adâncim, de da, sol, ba, de supra, ba, o pompă, ba, două, sperăm să meargă și dacă are putere, da. Dar a fost dată pompile, nu? Sau? Ba da, sunt montate, sunt acordate și putem... Unde la... Cele două... Autorizația, nu? La singurul unde sunt montate. Una da. Acolo, în curbă, la... La Noge. Da. Cum îi zice, Maria, hotelul ăsta. Da, așa. Și una la... Hotelul ăsta. La Chiruș, la Belia. Dar nu sunt acolo, hotelul ăsta. S-au mutat. S-au mutat. Așa îi zici. Așa cum a scăzut. S-au mutat. S-au mutat. Eu ziceam de statul ăla. Apoi deoparte să facem un promotor. Să țin. Da. Către domnul consilier personal, vă minte. Ajungeți pe la partea, la școală. Dacă ați intrat acolo, ați văzut că au rupt porțile... Plasele. Da. Facem cumva și locuim până în septembrie, când încep copiii școala și... Și o să-i verificăm mai mulți. Eu am trecut mereu pe acolo, am intrat, am spus, i-am găsit odată cu țigările aprinse, drept lângă grădiniță. Da, fumează și stai de fapt. Da. Și e sintetic ăla. Cât l-am avut în cuiat, rupeau plasa. L-am lăsat descuiat, totul rupit. Nici nu știi, lăsăm nici nu știi ce să... Eu așa zic. Da, 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 de plasa de la porță sunt distruse, plasa mare, plasa de 6 metri, de aia zici. S-o, da, da, au desfăcut-o, nu știu, s-o urcat pe ea, nu-mi dau seama cum a ajuns până la 6 metri. Nu sunt gatele acolo. Sunt clar. Să gătească cu studiile. Cine strigă trebuie să gătească. Dacă sunt copii, plătesc părinți, care-i problema? Normal. Dar ce? Dacă este fermentabilitatea, este poliție locală, te duci în gata amende. Păi ce discutăm? Da, ce mai bază, că la urmă suntem mai sănătate. Dacă ai dat amendă la 2 milioane de euro, ți-ai pierdut 5 lei de voturi. Iacu, știu, lăsăm asta cu voturile. Așa, ui, ce să mai lăsăm? Dar lăsăm astea cu voturile, lăsăm cu problema așa cum trebuie. Adică, pentru ce să distrugem un bun? Asta a fost o paratere de nou. Bă, știu, dar, adică e o practică. E o problemă generală. Eu cred că poate tot așa, ușor, ușor, înțeleg. Spui o amendă, ce să iau părinte, iau părinte de atât așa bani pe o amendă la un copil. Data viitoare o să ai părinte, trebuie să ei sunt un pic, o parte dintre ei sunt copii buni și sunt copii, așa am fost dintotdeauna. Ei îl găsești la jumate, la plasă, că țărat pe aici, nu ai bă treabă, are acolo numai, nu știi. După prumă. Nu, domnule, e data viitoare și gata, data viitoare nu se mai urcă până acolo. Da. Înțeleg că ai desfăcut un metru jos ca să intri. Dar nu înțeleg ce-i căutat acolo sus. Dar ce se desfac în jos? Am făcut o excepție, așa cum ai zis matale, mai înainte. Adică, da, hai, înțeleg că te-ai strecurat pe acolo ca să poți să joci. Dar nu te înțeleg că ce-i ajuns să mai ajuns mie. Nu, pentru că nu vrei folosit. Da. Deci e aici. Da, 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 da